Deci, colegi, vreau să-mi spuneți dacă noi ne auzim, dacă noi putem ușor, ușor să trecem pe direcția de prezentare, pentru că veste bună, azi discutăm despre marketing, azi discutăm despre planul de marketing. Deci, colegi, așa, eu aud că eu mă aud. Dacă noi ne auzim. Așa, eu mă aud, înseamnă că noi putem să începem ușor, ușor, ușor lucru. Bun. Ziceam, planul de marketing pentru anul 2021. Și până să începem cu planul de marketing, vreau să facem un pic cunoștință cu măriile voastre. Să-mi spuneți, vă rog mult, deci bună seara! Bună seara și bine v-am găsit în contextul webinarului Plan de Marketing pentru anul 2021. Oră și un pic o să discutăm despre lucruri interesante legate de marketing, cum se face, de ce se face, pentru ce se face, cu asta îi trebuie, dacă trebuie, ce să urmăm noi în contextul de creare unui plan de marketing, dacă trebuie în general să-l creăm sau nu. Deci, în două cuvinte, discutăm despre planul de marketing pentru anul 2021. Pentru voi am câteva întrebări, pe lângă faptul că am înțeles că se vede și se aude. Vreau să-mi spuneți, vă rog mult, de unde sunteți? De unde sunteți și care este funcția voastră? Deci va fi destul de relevant pentru mine să înțeleg cam ce fel de rol îndepliniți voi în compania voastră. Sunteți marketer, sunteți director, sunteți fondator sau sunteți social media manager sau pur și simplu student care a trecut pe alături și a văzut în stories link-ul și a decis să privească. Eu mă uit în telefon, înseamnă că mă uit la comentariile voastre. Iar voi să-mi spuneți de unde sunteți, regiunea, țara, orașul, adresa. Și care este rolul vostru. Așa, văd Chișinău marketolog, Chișinău București, Chișinău marketer, Chișinău marketing manager, student, Cătălina, Chișinău consilier, așa, haideți, masterant la marketing, am realizat un plan de marketing pentru un curs, așa, Irina, o să te rog un feedback la final, dacă planul de marketing care îl văd eu are relevanță cu planul de marketing care l-ai aparat în masterant, poate ne faci un share și să îmbunătățim. Dubăsari, Chișinău, student, vlogger, specialist Facebook Ads, rolul se schimbă, așa. Căușeni, Chișinău, Căușeni. Așa, bun colegi. Dacă voi sunteți în temă, pentru că din câte eu mă uit, practic la noi în mare parte sunt cei din Republica Moldova, avem și oaspeți din România, de psihotare, cine mai este, scrieți ce țară sunteți. În principiu, comunicarea noastră o să fie destul de strategică azi. Dar o să avem și multe, multe planuri pe care urmează sau puteți să le aplicați sau puteți să le implementați începând cu seara de azi. Deci, rog mult să notați dacă are sens. Mie îmi spune Dumitru Talmazan și că de fiecare dată vin cu subiecte legate de social media, de marketing, de digital marketing. Azi e ultimul webinar din anul 2020 pe tema digital marketingului, ca marketing ca direcție. Dar vreau să-mi spuneți dacă printre cei prezenți sunt oameni care au venit prima oară și care nu știu cine este Dumitru Talmazan și cu ce se ocupă, puneți un 1 dacă sunteți prima oară, iar dacă ați mai fost, mai puneți-mi să-mi dăm seama în proporții care este marja celor care de fiecare dată, ori la fiecare eveniment, sunt un flux nou de cunoștințe. Așa, expert creditare, marketolog, eu mai citesc, cine nu cunoaște, așa, mulți, 1, eu din câte înțeleg avem 100 de oameni și prima oară sunt la webinarele noastre. Asta înseamnă două lucruri, înseamnă că avem în piață de lucrat tare mult și înseamnă că marketologul nostru a lucrat cu audiența de excludere foarte bine. Respectiv, mie îmi spune Dumitru Talmazan, eu lucrez, așa, mersi pentru răspunsuri. Eu lucrez în domeniul social media, în câteva secunde să fac cunoștință cu
Scopul de ce cred eu că trebuie să vorbesc azi sau pot să-mi permit să vorbesc azi despre marketing sau în general în fața voastră. Eu ultimii ani lucrez în domeniul social media, sunt certificat Facebook, certificat MBA, antrenor digital, expert internațional pe digital comunicare. Activez în câteva companii ca cofondator sau ca expert, ASAPT, Amazon School, proiecte care ne măresc expertiza pe partea de digital comunicare. Activez ca trainer, speaker în cadrul cursurilor Business Model despre Rusia, Universitatea Sinergia, Sidorin Lab, Talmazan School. Peste 6 ani deja, la anul o să trebuiască să schimba slide-ul ăsta, deja o să fie 7 ani, lucrăm peste 300.000 de euro bugetul de promovare care ne permite ca noi să discutăm cu voi astăzi. 10 ani în urmă cam arătam așa și acest slide special l-am pus pentru că mulți dintre cei care ne urmăresc, mulți dintre cei care sunt cu noi în lumea asta digitală, vin la un curs sau vin la un webinar și mâine vor să înțeleagă 100% tot materialul sau să dea randament 100% la informația ascultată. De aceea, ingredientul de timp este unul foarte important dintre omul care îl vedeți amu și omul care îl vedeți amu. Există o leacă diferență și de vârstă și de barbă. Respectiv, 10 ani în urmă mă ocupam nu cu telefoanele, dar cu agenție de nunți și acolo făceam postări, social media era total diferit, marketingul total era diferit, comunicam intuitiv la nivel de expertiză. Calea mea până aici a ajuns din organizație guvernamentală, un centru de copii și propria afacere special. Prin 2013, pe urmă, am fost social media manager la OM, Niagara, Granat, consultant pe partea de digital comunicare. După care, în 2018, deja am început să dezvolt propriile afaceri, să particip în evenimente, să vorbesc în câteva țări pe direcția de digital, pe direcția de social media. Azi, în spatele nostru, în spatele companiilor SAP Digital Team, Talmazan School, instruirilor personale, instruirilor corporative, stau deja sute și mii de oameni care au beneficiat de consultanța, cursurile, instruirile noastre pe direcțiile de social media marketing, iar companiile date au beneficiat și de ori crearea departamentului de marketing, ori consultanța în departamentul de marketing, ori instruirea echipei, ori formarea strategiei de marketing. Sunt companii, sunt proiecte care ne-au dat nou un plus foarte mare. Ne-au arătat un pic zecele și sutele de nișe pe care le-am analizat, un pic de viziune pe direcția de ce înseamnă un departament de marketing, de care el este, cum un plan de marketing poate să lucreze în direcția asta. Respectiv, v-aș propune să pornim la drum. Dacă voi sunteți de acord, dați un foc. Puneți un emoji foc în comentariu, 110 persoane vă salut. Puneți un foc și începem să comunicăm. Olesea, bea un pic de apă. Adică Olesea îmi spune mie, vorbesc greu sau deși? Așa. Să începem. Respectiv, dacă aș vrea să vă povestesc sau când m-am gândit că ar fi fain să comunicăm pe direcția de departament de marketing, plan de marketing, am mers din propria durere. Eu acum mă aflu în luna decembrie activ la elaborarea strategiilor pentru Talmazan School, revizuirea multor factori pentru SAP Digital Team și eu mi-am dat seama că, pe de o parte, marketingul îl facem haotic sau intuitiv și ce ar însemna un plan de marketing? Mi-am amintit de companiile în care noi am făcut consultanță, mi-am amintit de training-uri la care eu am fost prezent pe direcția de digital comunicare, de marketing, video-urile. Și mi-am dat seama că sunt câteva puncte cheie care formează procesul de creare a unui plan de marketing, care răspunde la întrebarea de ce el nou ne trebuie. Respectiv, dacă noi să începem de la început, atunci un plan de marketing ar însemna cam următoarele.
Cu siguranță noi avem rapoarte, noi avem auditul intern a companiei, avem tehnica AIDA, avatarul clientului, strategie de piață, tehnica SMART, jobs to be done, strategie de preț, plan de acțiuni per canal, ecosistem digital, misiune, viziune, valori, strategie de produs, sistem, CRM, audit intern, pop and pod, brand book, analiza concurenței, pâlne de marketing, plan general de acțiuni, tone of voice, buget de marketing, echipă, canale, convertoare, customer journey map-ul. Toate acestea sunt parte, eu cred că o mică parte din tot ce înseamnă un proces în crearea a planului de marketing. Nu știu dacă v-ați gândit că noi astăzi discutăm azi, dar noi practic aceste puncte azi o să le descompunem și o să vă spun cum ele fac parte din planul general de marketing. Pentru că la baza marketingului este o frază vestită, auzită de mine și ați auzit-o nouă dată, că dacă tu nu plătești pentru produs, tu ești produsul. Cu ea o să începem ca fundament în care să înțelegem că dacă se întâmplă că voi primiți de undeva ceva întotdeauna, mult, gratuit, probabil voi plătiți nu cu bani, dar cu altceva. Ori invers, dacă voi nu vreți să vindeți produsul cu bani sau aveți posibilitatea să-l dați gratuit, înseamnă că trebuie să faceți o strategie prin care acest persoană care cumpără să devină un fel de activ a bazei de date, a ambasadorului de brand, a recunoștinței brandului. Adică elementul că tu pe de o parte ești și produsul, pe de o parte ești și plătitorul, este valabil pentru noi ca și specialiști în domeniu și ca și consumatori în tema asta. Respectiv, pornind de la asta, mai discutăm încă un fundament care azi o să-l punem în discuție, este că marketingul creează branduri. Deci rolul nostru azi în crearea planului de marketing este că în final un plan de marketing ar trebui ca un fel de produs al lui să fie un brand puternic. Pentru că de facto el creează brandul, iar brandul va vinde serviciile, produsele, ideile noastre. Sunt trei nivele de strategii de marketing și vreau aici să fiți foarte atenți pentru că noi azi, apropo, avem așa, o să avem o discuție o leacă cu carne, adică nu doar că sunt 760.000 de statistici în contextul dat, dar elementul vine că vreau chiar să vă notați, pentru că e important să vă calibrați în urma acestui webinar, să vă dați seama vectorul în care voi trebuie să pășiți mai departe. Eu am din experiența, vă spuneam, consultațiilor, din experiența a tot ce am învățat, noi am văzut, am înțeles următoarele, că sunt trei nivele a unei strategii de marketing în contextul când noi dezvoltăm un departament de marketing. Prima strategie îi spunem noi micro-startup. Asta este atunci când o companie postează organic niște postări în social media, face un boost post cu vreo $2-3-5, ce mai face ea? Ea are email marketing, poate o bază cumpărată, sau Viber, WhatsApp, aia este, apropo, le-am pus că o săptămână trecută mă sunau clienți și Dumitru, dar ea ca poate noi pe bază să expediem. Adică, de regulă, antreprenorul, însă și el fondatorul, face tot singur. Bugetul pentru marketing la așa gen de companii este cam de 200-500 de euro pe lună, vreo 3.000 de euro pe an. Cam ăsta ar fi primul nivel care eu l-am văzut în viața mea la nivel de activitate. Mai jos eu deja nici nu intru în detalii cei care au 100 de euro, ei nu fac marketing, da? Adică aici deja sunt niște adieri de marketing. Al doilea nivel care aș vrea să îl discutăm este business intuitiv. Aici probabil sunt vreo 70-80% din companii în Republica Moldova care fac parte din business-ul intuitiv. Diferența este de la startup, aici deja noi avem și creștere de buget, de la vreo 1.000 până la 1.000 de euro pe lună și aici noi nu vorbim doar buget de promovare, noi vorbim bugetul marketingului, da? Planului de marketing. El știe ce un avatar a clientului, s-a gândit că sunt femeile de 30 de ani sau bărbații din clasa medie sau doar, adică înțelege un pic, investește în brand, are vreun logo, are poate un site, investește în foto-video producție, creează campanii cu vreo 100-200 de euro, e prezent posibil și online și offline, mai mult online. Online, poate câteodată și offline, mai ales când carantina nu era. Are angajați, are unul minim 2-3 angajați, respectiv a doilea nivel presupune un fel de
început de a înțelege ce se întâmplă. Respectiv, această afacere cheltuie vreo 30.000 de euro pe marketing, de la, hai așa să o luăm, adică sunt cifre în orientare și rezultate tot sunt. Al treilea tip, noi să discutăm despre rezultate, al treilea tip este un business conștient. Tot mai multe branduri apar în categoria asta, dar puține branduri sunt la noi în piață, sunt brandurile care sunt axate pe KPI, care sunt, au oameni care au un plan, au rapoarte, au viziune, au de la 5 angajați și parteneri pe outsource sau in-house sau freelance, adică comunică mult, mult mai activ, mult mai strategic. Buget pentru marketing este de la 4-5.000 de euro pe lună, peste 50.000 de euro pe an. Este un buget, eu am lucrat în așa companie, adică nu sunt puține, dar totuși masa este business-ul intuitiv decât cel conștient. Respectiv, având așa resurse, având așa approach, probabil aici deja de la mediu în sus, de la clasa a doua spre a treia, intervine necesitatea unui plan. Dar până să îl discutăm acest plan, cum el este și în ce conține, eu la voi am o întrebare și noi suntem 130 de persoane și eu vreau foarte mult. Pentru că ori voi faceți parte, ori voi sunteți, dar să-mi răspundeți, vă rog mult, prin cifra 1, 2 sau 3, cum voi vă calibrați momentan? E că cum voi vă simțiți? Voi ce sunteți? După planul de marketing, după cheltuielile de marketing, voi sunteți 200-500 euro pe lună pe tot marketing, voi sunteți 2-3.000 de euro pe lună sau voi sunteți 50.000 de euro pe lună? Adică care este nivelul vostru? Dați-mi 1, 2 sau 3. Și eu mă voi uita la ce spuneți voi pentru ca să înțeleg un pic așa, Vica, 2 spre 3, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 3 este super, Sorina 3, 2, așa, haideți. Eu mă uitați să vă spun, prieteni, apropo, dacă voi sunteți acum, nu uitați, faceți screen-uri pentru slide-urile care sunt mai complicate, dar dacă sunteți tot așa de mulți, 130 de oameni acum ascultă tema asta, haideți să facem un story, să tăguim talmazan.md și spuneți: Dumitru este live, verificați la dânsul în pagină pentru că eu am pus un swipe. Faceți un share la prietenii voștri să vadă și ei acest material, pentru că tare multe lucruri cruciale, fundamentale în comunicare marketingul am pregătit. Așa, 1, 2, 2, 3, 3, 3, Alex e 0. O zic că nu cred eu în marketingul ăsta vostru și în misiunile astea. Ok, cum spuneam și după clasa noastră, aici, apropo, la noi un pic s-o împărțit între 1 și 2. Da? Avem oameni care investesc și un buget foarte mic, adică poate că încep doar, sau un buget foarte mare. De ce este important, totuși, dacă vă amintiți, unul din fundamente, că brandul construiește, marketingul construiește brandul, iar brandul vă vinde? Nu știu dacă ați auzit de fenomenul grafen. Grafen sau grafen, nu știu cum la pronunțare. Dar eu am descoperit această asociere, mă gândeam cu ce să asociez un lucru foarte important. Dar grafenul, vreo 5 mai tinca ani, dacă o să dați în Wikipedia, o să puteți să vedeți mai multe informații, a fost descoperit un material foarte, foarte simplu ca ușor și foarte puternic. El este foarte trainic. Acest element este direct, spun așa, direct putem să-l atribuim cu elementul de cum noi alegem brandurile. Pentru că noi mulți spun genul, da, de la noi tot lucrează pe sarafan. Da, ați auzit că sarafan e radio, la noi pe recomandări și în sensul ăsta. Dar dacă voi să vă amintiți de voi, nu cei care vă recomandă, haideți să facem un exercițiu de imaginație despre tine. Cum alegi tu brand-uri? De fapt, tu când recomanzi sau noi când recomandăm, predispunere sau încredere de recomandare vine la dorința de a povesti despre brand. Cu cât mai mult încredere noi avem în brandul ăsta, cu atât mai mare crește predispunerea către să-l recomandăm, să activăm canalul de sarafan în radio, cum îi se mai spune. Respectiv, noi ne dăm seama că brandul, dacă va fi puternic, atunci nu contează, tu ești spălătorie, automasaj, sau tu ești cursuri online, sau tu ești restaurant, nu contează ce tu ești.
Dacă brandul tău este puternic, dacă marketingul, planul tău de marketing, departamentul de marketing, a creat un brand recunoscut și puternic, probabilitate foarte mare eu să-l recomand. Deci probabilitatea crește. Deja, eu cred că de vreo 5 ani, prima oară eu, apropo, am auzit acest concept, nu concept, dar gând, la un training, genul, se spunea că noi nu putem controla sarafan în radio. Deci noi nu putem controla o să ne recomande oamenii sau nu. Și genul, dacă arde, zis eu de unde știu, poate el mai este la masă cu mătru și îi spune despre mine, da? Respectiv, noi ne dăm seama că noi putem să controlăm impactul asupra brandului, creșterea brandului ne va oferi o vizibilitate mai puternică. Respectiv, dacă introducerea despre valorile brandului, despre tot ce înseamnă brand, pentru voi este clară, eu aș vrea să trecem la acele patru blocuri care stau la crearea fundamentului pentru vectorul de plan. Eu am pregătit patru, dacă vă amintiți, la început v-am spus, sunt multe instrumente. Aceste instrumente sunt mai tine vreo 60% din general ce se aplică în plan. Eu am luat numai ceea ce am făcut noi, ceea ce real ar fi îndeajuns, reșind din bugetul vostru, reșind din resursele financiare și din timpul care puteți să-l dedicați la marketing. Și am pus toate aceste elemente pe patru fenomene. Primul fenomen o să-l discutăm este viziune, al doilea fenomen este viteza, al treilea fenomen este realitatea și al patrulea fenomen este riscul. Fiecare fenomen eu o să-i atribui anumite instrumente care o să vă ajute să înțelegeți, pe de o parte, unul fenomenul, doi, ce și când trebuie de făcut. Ca la final noi să concluzionăm cu un modul de un plan pe 12 luni. Respectiv, hai să începem cu viziunea. Primul lucru pe care noi trebuie să-l facem în crearea unui plan, unui marketing plan, unui plan de acțiune, este să visăm. Începeți cu imaginația. Începeți cu a visa despre lucruri care probabil în prima fază ele sunt și nereale, mai ales dacă sunteți la început de cale. Foarte mulți au pus unul, sunteți în stadia de startup, micro-up. Încercați să răspundeți prin viziunea voastră la întrebarea pentru cine noi vom crea acest brand. Ce brand noi construim? Cum acest brand va schimba viața consumatorilor? Poate că este filosofic și cei starpioră sau ăștia care fac bani mulți spun, lăsați voi cu visele, da? Eu și singur aș spune asta. Dar când tu începi să visezi, tu începi să-ți dai seama că sunați câteodată tare idei și practice. Deci primul lucru pe care noi îl facem în crearea unui plan, asta noi ne gândim, dar ce noi vrem să creăm? Ce fel de brand noi vrem să creăm? Pentru cine este acest brand? Și sunt instrumente care ați vă ajute în crearea acestui brand. Auditul intern a companiei, avatarul clientului, analiza concurenții. Neapărat faceți-vă screen-uri. La urmă eu să le mai repet, dar faceți-vă screen-uri, pentru că aceste instrumente pot să vă ajute să implementați prima fază a lucrurilor către un plan corect, către un plan lucrativ. Noi trebuie să ne dăm seama de ce se întâmplă noi, ce vrem noi, avatarul, cine este clientul nostru. Analiza concurenții, dar cine este concurența și la ce fel de public se adresează. Jobs to be done e extraordinar lucru, tot vorbesc despre el, cheapest, biggest, fastest, easiest, expertest, ce fel de brand noi suntem. Misiune, viziune, valori, cu siguranță. Cu siguranță, dacă voi creați un brand mediu, mare, gândiți-vă de ce fel de misiune voi aveți. Pentru că dacă o să vă gândiți la... Ați văzut chiar... Ok, hai că este un paralel foarte mare. Apple a făcut cutiile pentru iPhone mult, mult mai mici. De ce? Pentru că misiunea lor ei vor să salveze natura și ei prin reducerea cutiei au salvat nu știu cât milioane de tone de nu știu ce. Pe lângă asta au crescut cecul să vândă zărece neaparte. Dar asta e altă istorie. Însă este misiune, viziune, este elementul de brand book, viziunea voastră, tone of voice. Cum vorbiți voi? Care este tonalitatea vocii voastre? Sunteți voi doamnelor și domnilor sau sunteți hei, chicks, prihodim la masaj. Cum noi suntem ca brand? Ce fel de stil noi avem? Pentru că aceste instrumente care eu le-am repetat poate să vă ajute vouă să aveți drept rezultat, deci scopul acestui etape viziunii este să aveți în rezultat o schiță. O schiță, un fel de
un fel de, e ca cam ceva se desenează. Noi, spre exemplu, e ca în Tamazan School spunem, noi nu vrem să fim podpolne crâsă și să facem un curs pe săptămână și să facem din când în când ca să acoperim nu știu ce. Noi ne-am gândit că să facem un sistem mare. În Jobs to be Done, noi am spus că noi suntem biggest, noi suntem expertest, noi am desenat că să fie mare, să fie programe, să fie instruiri. În anul 2021 planurile sunt deschiderea unui vector pentru persoanele care au nevoie și nu au posibilități, dar vor să învețe. Adică am început să visez. Folosind aceste instrumente, ne-am creat o schiță. Da? Deci prima etapă, noi trebuie ca rezultat a etapei să ne creăm o schiță. Mergând la a doua etapă. A doua etapă o să le placă la statistici, la oameni care lucrează cu cifrele. A doua etapă la noi trebuie un pic să calibrăm situația. Noi trebuie un pic să ne dăm seama de unde noi suntem, dar ce posibilități noi avem și în baza ambițiilor care noi le avem să înțelegem, da, să putem noi asta să ducem sau nu, da? E că noi spuneam anul trecut chiar căutam niște vagoane vrut să construim școală și spuneam că ok, ambiția e foarte interesantă, dar calibrând în realitate mi-am dat seama că la etapa actuală asta nu este real. Respectiv, reformulăm și scopul etapei este nu să taie din visele voastre, dar este să vă facă să înțelegeți unde vă este locul, iar visele vor fi un fel de upgrade, un fel de next step. De ce în planul nostru de marketing, în viziunea noastră de marketing, noi avem câteva instrumente, pop în pod. O să vă ajute să înțelegeți care este semănarea și care este deosebirea dintre concurența voastră. Avem tehnica SMART. Noi ne punem scopuri specifice, măsurabile. Adică analizați acest element. Apropo, faceți screen-ul și pur și simplu ori la final, ori la final o să le fie posibilitate să aveți fișierele astea. Dar trebuie să analizați. Analiza SWOT. Iarăși, poate cei care au scris proiecte non-guvernamentale, deseori în proiecte acolo spune, este, trebuie să facem analiza SWOT, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări față din extern, din intern, dar asta este mega important să, în baza obiectivului vostru, să vedeți, da, voi o să reușiți, dar ce fel de brand voi sunteți? Voi ați visat că vreți să fiți biggest, dar voi aveți puncte tari. Care sunt punctele tari? Dar noi înțelegem, punctele tari la noi este Dumitru Talmazan. Dar amenințările? Amenințările este că Dumitru Talmazan poate să rășească. Și dacă Dumitru Talmazan rășește, atunci cursuri nasc și ei. Și că asta este o problemă, de aceea noi punem oportunități, înregistrăm cursurile online. Adică noi înțelegem că făcând analiza SWOT, noi calibrăm un pic brandul nostru la realitatea în care noi trăim. La fel, auditul extern. Noi am făcut în prima fază auditul intern, ne-am dat seama și noi suntem ce noi vrem, dar dați să vedem ce se întâmplă în piață, ce se întâmplă cu alte branduri, ce se întâmplă în contextul ăsta cu toți cei care tot cu noi lucrează cot la cot. Respectiv, aceste instrumente trebuie în contextul realității, nu să ne sperie, nu să ne dăie peste cap, nu să ne taie din aripi. Ei trebuie să ne calibreze, ei trebuie să înțeleagă unde noi suntem, ce oportunități avem, care este obiectivul nostru. Avem noi resurse necesare să atingem obiectivul care noi ne-l punem. Și în contextul ăsta vă rog mult, analizați aceste zone importante. La fel, un element mega important este să ne dăm seama de care este strategia noastră de piață. Noi cum o să lucrăm? Local, regional, internațional? Sub ce formă noi în general planificăm să ne desfășurăm activitatea? De care este strategia de produs? Voi aveți un monoprodus sau voi aveți diversificarea grile? Aveți mai multe produse? Pentru că una este să ai un produs. Și avem chiar o clientă care are 3 filiale în toată Moldova, per fiecare filială sunt 14 produse. Și atunci primești o chestie. Una este când tu ai monoprodus și bugetul tău poate fi 200 de euro, spre exemplu în Facebook, și tu surugi piața, dar alta este tu să ai 14 ori 3, 30, 42 de produse care trebuie promovate concomitent. Și de la asta se schimbă planul de marketing total diferit. Vreți voi mai multe produse, să trebuiască să băgăm mai mulți bani, să trebuiască mai mult production, să trebuiască mai mult atenție. Adică noi ușor ne mărim grila de produse. Vrem și asta să vinim, și asta să vinim, și asta să vinim, dar bani n-avem să vinim tot. Dar fiecare produs este un copil care are nevoie de atenție, care are nevoie de împachetare, care are nevoie de haine, încălțăminte. Nu poți să ai, eu lui Oscar și Oliver, spun Oliver, luna asta pe tine te încălțăm, luna asta, luna viitoare pe alții. Pentru că în alte familii numai o pereche de încălțăminte cumpără. Adică nu poți să-ți asumi dorința când este realitatea. Realitatea spune că dacă vrem mai multe, o grilă mai mare de produse, strategia noastră va suferi adaptări, cu siguranță. Thank you.
Așa, strategie de preț. Strategie de preț mega importantă la fel. Noi ce vom face? Noi vom lucra cu preț mic, noi vom lucra cu preț mediu, preț mare, noi mergem în clasa lux sau mergem la cantitate, calitate, da? În puține nișe, puține de tot. Sorry. Noi putem să identificăm preț mic și calitate înaltă. Puține de tot. Eu, practic, nu cred în așa realitate. Bugetul de marketing, la etapa de calibrare, bugetul de marketing foarte mult contează. Pentru că noi să-l infiltrăm mai departe într niște poziții în tabele, dar la etapa actuală, la etapa a doua de conștientizare, de realitate, noi trebuie să ne dăm seama că bugetul de marketing vă decide foarte multe. Noi ne dăm seama că noi vrem și asta, și asta, și asta, și asta. În vise, da? Pe urmă noi calibrăm la scop, rămâne asta, asta și asta și asta. Ca să fie măcar o leacă, canale, măcar o leacă buget, măcar o leacă oameni, iactă bugetul. Poți tu să duci asta sau nu poți tu să duci? La etapa actuală, calibrează-te bugetul tău de marketing. Forme de colaborare, echipa. Haideți să vedem ce fel de echipă noi trebuie să realizăm în momentul ăsta. Noi vrem freelancer, noi vrem oameni angajați, noi vrem agenție, fiecare are plusuri. Eu nu sunt pentru agenție, nu sunt pentru in-house, nu sunt pentru outsource, fiecare are plusuri și minusuri. Agenția va executa repede și în cel mai des cazuri calitativ. Angajatul greu să-l găsești, e ieftin și poate să facă mai mult. Freelancerul mai ușor îl găsești ca angajatul, costă mai ieftin ca agenția și deseori poate să aducă rezultat, dar experiența unor freelancer arată că îi poate dispare în orice moment, că el la lecție și el nu poate să răspundă. Deci anumite companii, ele aleg formatul corespunzător care să le asigure momentul. Am auzit o idee legată de oameni și clasifica tipul de oameni în categorii, clasa A, clasa B, clasa C. Spunea că sunt produse, cum ar fi, nu știu, tipografie sau produse de consum ordinar, ele pot fi din clasa B, C. Sunt prestatori pe care trebuie să iei în clasa A sau angajați în clasa A. Trebuie să iei elita, pentru că elita îți va face 80% din venit. Și pentru ea va trebui să depunem mult efort. Sunt lucruri care trebuie să făcut repede și atunci te duci la clasa A. Sunt lucruri care sunt poate de dat mai în termen și atunci tu poți să duci la clasa B, clasa C. Deci vedeți deja în planul vostru de marketing cum se încadrează tot momentul ăsta. Canalul de comunicare. Comunicarea multi-channel. Comunicarea online, comunicarea offline. Deci noi acum ne întrebăm la etapa a doua, dar cum noi să vorbim noi? O să fim doar mai pe Facebook, tipa din categoria 1, genul postări organice și un post de 5 bucks-uri? Sau noi vrem să fim din categoria 2, să diversificăm canalele, să comunicăm în formatul multi-channel, multi-touch, în care noi avem și un banner, sau avem website, avem plătii, direct mail, mail, TV, catalog, radio. Deci sunt mai multe canale. Cât mai multe atingeri, cu atât mai bine înțelege omul, cu atât mai repede se formează brandul. Dar țineți minte, formarea brandului ne asigură vânzarea mai repede, mai calitativă, mai durabilă. De aceea, când auziți cântecul vin sărbătorile, vin sărbătorile, vin... cine e asta? Coca-Cola. De ce? Pentru că e un brand în cap la noi, chiar dacă beți ori nu beți. Respectiv, trebuie să lucrăm și să ne răspundem sincer la etapa a doua ce fel de canale noi să activăm online și offline. Convertoarele. Convertoarele sunt un punct crucial. Nu contează sau nu că nu contează, da. În dependență de ce fel de canale noi vom conecta online sau offline, site sau landing page, e-mail marketing sau e-mail direct, catalog sau radio, TV sau de unde vor veni oameni, întrebarea următoare este unde ei ajung? Cine face conversia? Respectiv, trebuie să vă identificați că consumatorul are câteva preferințe. El poate să cumpere în magazin. Magazinul este o platformă care poate să convertească. El poate să cumpere pentru că customer service-ul nostru îl sună odată la 3 luni și îi propune din seria Top Shop, da? El poate să
cumpere sunând la noi, iar noi dăm la un call centru să vândă nou produsele. Customer service și call centru ar fi asemănătoare, doar că este diferență de strategie de lucru. Cum se face la noi vânzarea? Se face pe site, pe un web, pe un landing page, pe un direct mail, un reprezentant. Noi suntem în B2B. Deci planul nostru de marketing presupune că deja o să trebuiască un marketing kit ca omul să ducă, să propună, să vândă tot asta. Sau prin email marketing noi să venim, sau la telefon, noi să răspundem la telefon, pe noi să ne sune pe numărul cutare și noi o să vindem tot asta. Sau prin aplicații. Adică integrăm la un nivel mai înalt, știind că audiența noastră este alfa, știm că ei stau minim 2-3 ore în Roblox, noi vom crea o inserție și casa din Roblox să fie cu brandul logotipului nostru, cum se face asta în fermă sau integrare la nivel mai mondial se fac în filme. Da? Dar aici noi vorbim de aplicații, deseori tehnica asta deja este tot mai populară și mai populară. Adică unde vor fi făcute conversiile? În planul nostru de marketing noi trebuie să avem alese, 2-3 conversii. De ce? Pentru că pe fiecare convertor noi avem nevoie de resurse. Și asta va influența la buget. Deci calibrăm acum realitatea din visele care noi am visat. Rezultatul acestui nivel 2 de calibrare a informației este și trebuie să fie deja o claritate. Chiar dacă drumul încă nu e clar, încă nu e drept, dar noi deja vedem din schița și blurată, noi deja ne dăm seama că vectorul nostru e ca cam încolo, e ca cam așa efort noi să depunem. Cam e ca în direcția asta urmează noi și să mai avem nevoie încă de doi oameni, unul outsource, unul in-house, posibil și un freelance. Adică noi deja ne formăm o viziune a terenului către care urmează să meargă planul nostru. Dar asta nu e tot. Noi mai avem încă două blocuri. Mai avem încă două blocuri care ne vor da de înțeles planul nostru de marketing. Și asta. Încotro el merge. Și ce încă mai trebuie să luăm în vedere atunci când facem un plan de marketing? Sau dacă suntem gata să implementăm un plan de marketing? Deci, după calea noastră, întrebarea mea e una. Azi voi sunteți în contextul webinarului. 140 de oameni care stau și ascultă ceva. Eu nu vă văd reacția, dar voi pe mine o vedeți, așa că eu am o întrebare la voi. De la 1 la 10, pe cât de relevant pentru voi și pe cât de ok este tempoul discuției, maniera de predare, informația, structurarea ei, pe cât de relevant pentru voi este acest moment până la ora de azi, până la momentul în care noi discutăm. Vă rog mult, dați-mi un feedback ca eu să înțeleg dacă aici sunt oameni sau asta la mine zavis la aplicația și așa. Marius 8. Marius, eu promit, Marius, să lucrez mai bine. Cei cu 9 și 10 încerc să da plan de marketing o să fie. Alexandru, o să fie plan de marketing. De aceea stați până la sfârșit, aveți răbdare. Și Andrei 1, 5. Andrei, ce s-a întâmplat? Andrușa, domnul Andrei, povestește-mi ce să fac ca să te simți mai ok. Nu în temă, ceva cu speakerul. Ce s-a întâmplat? Așa. Ok? În medie, oamenii cu 9 și 10 să aveți fericire și pace, oamenii care nu ne aud sau nu răspund. 11. Ioana, tu mine baluiești. Ok, avem încă două categorii care ne vor duce către planul de marketing, către elementul de structurare a acestui plan și pașii pentru a face acest plan mai bine. Următorul punct este viteza. Planifică și implementează instant. De ce eu mi-am făcut prezentarea în formatul în care nu arăt un Excel, că este plan de marketing, scrieți plus în comentarii cui să-l trimitem, este că n-are nici sens nici un plan de marketing dacă voi nu înțelegeți toate aceste patru puncte sau dacă voi nu vă calibrați și nu sunteți conștienți că haciuha, asta e ghine.
Să avem plan frumos, așa ca business planul, în periplot frumos, cu copertuță, tot asta e ghine, asta, așa n-ar strica. Întrebarea, aplicabilitatea lui. O parte și din consultanță în care noi am fost, problematica era că tu aduci un instrumentariu, tu aduci un instrument, nu sunt oameni care să-l implementeze. Sau nu este timp, sau nu sunt bani. Adică sunt zeci de factori care vă vor da peste cap planul. De aceea, viteza este un element important în care voi trebuie să implementați instant. Capacitatea să vă dezvoltați, capacitatea de a crea ceva mare, capacitatea de a vă focusa pe rezultat. Nu planul de dragul planului, dar planul care să aibă un rezultat bine definit și conceput în cifre. Capacitatea de a implementa și de integra sisteme noi. Capacitatea de a corecta vectorul, pentru că dacă ceva nu merge, e mega important ca cel care lucrează mai departe cu planul, acela deja să aibă capacitatea să înțeleagă. Noi suntem în direcția corectă sau în direcția nu corectă. Abilitatea de a risca. Fără risc nu există rezultat. Marketingul, din păcate, realitatea este că nu este garanție. Noi avem așa situație în care vin oameni și spun, noi tare vrem să ne promovăm. Asta e tot marketingul, categorie 1. Suntem gata, cât buget? 200 de euro. Dar dacă, Dumitru, dacă scoatem 1000, băgăm 500. Dacă scoatem 2000, băgăm 1000. Adică marketingul nu este un fel de... nici la bancă nu-ți dă garanție 100% că o scoți, că rata e flotantă. Adică marketingul este capacitatea expertului sau specialistului să reacționeze în canalul, în acțiunea, instant și schimbi vectorul dacă datele nu sunt corecte. Dar datele vin în baza cifrelor. De aceea, elementul de viteză va fi crucial și noi să-l asigurăm prin Customer Journey Map. Apropo, așa tabelă o să puteți primiți și voi. Este calea clientului. Deci, știind calea clientului, care e compusă din nivele de audiență, care e compusă din touch points-uri pe fiecare nivel, ce fel de canale noi trebuie să conectăm, ce fel de mesaj trebuie să audă clientul, pe fiecare produs, nouă ne dă înțelegere și posibilitate, capacitate ca noi să fim proactivi, noi să reacționăm azi. Eu dacă am văzut că la mine audiența e arsă, eu mi-am dat seama că în pâlnea mea de marketing, ceva nu este ok. Sus n-am turnat, de aici n-am deamăcit de curățit. Deci Customer Journey Map și încă mai sunt instrumente, ele sunt menite să ne ajute să luăm o decizie corectă în contextul planului de marketing. Tehnica AIDA, colegi, stă la fundamentul marketingului, dacă vreți. Cineva folosește în copywriting, cineva, dar tehnica AIDA însăși este fundamentul marketingului, pentru că marketingul are menirea să atragă atenția, să strânească interesul, să provoace dorințe în consumatori și să îndemne la o acțiune. De fapt, dacă aș reformula tehnica AIDA, asta ar însemna cam următorul lucru. Eu știu despre acest produs, da? Atenția! Eu vreau acest produs sau vreau fix așa ca la. În ultima perioadă înainte era doar vreau, dar acum este și influence marketingul, unde tu vezi la influencer acel crem și tu spui eu vreau fix așa ca la Dumitru Talmazan. Și eu sunt gata să plătesc. Deci ce sunt etapele prin care marketingul vostru, dacă vreți planul vostru de marketing, trebuie să treacă clientul prin toate etapele. Trebuie să-l facă ca el să înțeleagă cine sunteți voi, de-a cui sunteți și încotro vă duceți. El trebuie să înțeleagă ce faceți voi și să-i strâniți dorința de a gusta, de a testa, de a încerca. Și făcându-i un îndemn să îl faceți să cumpere sau să îi dați oportunitatea să cumpere. Următorul instrument este pânăla de marketing vânzări. Mie e foarte mult îmi place. Eu lucrez acum, mai tincă 70% din toți clienții activ, strategiezi bazează pe această pâlnie, ea presupune că tot traficul nostru pe care noi îl generăm, pentru că majoritatea brandurilor acum marketingul au migrat către digital marketing și multe convertoare, platforme din offline au trecut în online sau au dublat și în online. De ce noi trebuie să înțelegem că planul nostru de marketing are nevoie de un tunel. Despre tunele o să auziți tot mai mult și mai mult în următoarea perioadă, în care fiecare nivel are un scop, vizibilitate, generare, relație. Pe fiecare etapă noi avem
gratis ceva, webinare, pe urmă îi dăm un video de expertiză, pe urmă îi dăm un lead generare sau message sau trafic spre site sau catalog de produse, pe urmă îi dăm recomandări. Fiecare din aceste etape de marketing au o etapă a clientului în care el conștientizează cine ești tu, în care el are nevoie de consultare, are nevoie de ajutor în procesul ăsta, în care el este gata să iei decizia. AIDA, la fel aici, dacă observați, este elementul ăsta. Și etapa de retenție. Pâlnea de marketing, îi spun eu, vânzări, este instrumentul vostru dacă voi puneți un accent pe digital. Deci dacă voi puneți accent pe digital și voi n-ați trecut campania voastră prin această pâlnie, voi ați pierdut mai mult de jumate de buget. Deci aia, faceți-vă screen, ori așteptați până la urmă să primiți fișierele în formatul în care trebuie să facă parte din planul nostru de marketing. Planul general pe acțiuni. L-am inclus special pentru că contează foarte mult ca noi să avem un scop. Iar scopul nostru, deci mulți vorbesc despre trebuie să ai un scop. Punctul ăsta cu planul general pe acțiuni, calibrarea lui, practic pentru mine ca consultant în afacere pe direcția de departament de marketing, este cel mai simplu, ușor instrument să răspund la întrebarea ce facem mai departe. Pentru că dacă tu nu ai un scop, tu trebuie să-l ai. Da? Când tu ți-ai definit scopul, atunci noi trebuie să răspundem la trei întrebări. Oameni, timp, bani. Noi trebuie să răspundem la întrebările dacă sunt oameni, dacă noi avem oameni, dacă noi avem timp destul și bani ca să atingem scopul nostru. Și în baza acestui factor, inclusiv ca un fir roșu prin planul general de acțiuni, se infiltrează strategia voastră de comunicare. Planul de acțiuni per canal. La fel, un fișier foarte comod în care voi vă scrieți, eu am făcut pentru rețele sociale, am alt fișier în care duc partea de offline, spate de combinat, în care voi duceți canalul, în canal este săptămâna, în săptămână este mesajul, mesajul este redistribuit pe ziua corespunzătoare, este planificată sau nu este planificată, respectiv social media poate recomandabil să își creeze un așa fel de plan pentru ca să reușească să lucreze mai eficient. Andrei întreabă, voi lucrați cu plan de marketing făcut de voi? Andrei, sincer spun, anul 2020 noi nu am avut un plan de marketing. În a doua parte a anului noi am început să conștientizăm că acțiunile haotice sunt neeficiente. Nu că cheltuim bani în dodi, că cumva s-o migra doar pe partea de ads-uri și marketingul tot este era un fel de campanie Facebook. De aceea mizez pe implementarea unui nou plan pentru anul 2021, care acum lucrez, în care noi diversificăm canalele, conectăm revistele, conectăm televizoarele, radio, TV-ul, conectăm influence marketing, conectăm content marketing-ul, blogul, podcast-ul, stories-urile, life-urile, care vor fi canale prin care noi să ne atingem obiectivul de bază. Avem creat și un ONG care se va ocupa cu partea de securitate în online, prin școli, prin universități, care va deservi peste 1000 de beneficiari gratuiți la cursurile noastre, peste 1000 de cărți. Avem un tunel din 38 de module de digital gratuite. Toate acestea fac parte din planul nostru de marketing, ca acțiuni, ca mesaje, ca momente. Dar recunosc că în a doua parte a anului 2020 cumva am început să simt necesitatea la momentul ăsta. Respectiv, dacă noi vorbim de planul de marketing ca instrument de calibrare a etapei date, este rapoartele. Aici, mie tare mult îmi plac rapoartele, eu tare greu le obțin de la colegii mei, dar rapoartele zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale, anuale, pe direcție de minim, măcar, dar câți oameni au intrat la voi pe landing? Dar câți oameni au completat formularul? Dar câți oameni au clicat pe reclamă? Dar câți oameni au sunat? Dar câți oameni din cei care au sunat au răspuns? Rapoarte pe direcția de orice. Iacă tot ce vouă vă spare că numărându-l vă va da o viziune, spre exemplu, azi lucram la un raport, nu pe direcție de marketing, dar financiar, și mie mi s-a părut interesant ca să-mi dau seama la planul de income să măsor săptămânile, dar nu săptămânile între ele.
dar prima săptămână cu prima săptămână din fiecare lună. A doua săptămână cu a doua săptămână din fiecare lună. Adică eu vreau să văd 12 săptămâni prima. Veniturile sunt standarde sau este vreo săptămână genul, în ipoteza 3 săptămână, este cel mai mare income. Adică orice cifră care poate să vă ajute să conștientizați o valoare a afacerii voastre, a pasului următor, se merită să fie aplicată, de ce recomand. Asta este un furt de bonus, dacă vreți, dar CRM-ul eu îl cred ca instrument de vânzări, însă, cei care zic de ce CRM-ul în planul de marketing, el nu este ca un plan de marketing, el ar fi bine să fie, pentru că deseori, neavând un CRM, voi nu știți ce se întâmplă cu traficul vostru, mai departe. Respectiv, având un ecosistem digital în care voi aveți toate elementele ca instrumentariu analitic, având un CRM care vă arată transparența, pentru că, spre exemplu, la clienții ASAP, noi avem o regulă destul de simplă: dacă clientul nu poate să ne arăte transparența lead-ului de mai departe, noi în jumătate putem să îl ajutăm decât l-am ajutat în plină forță. Adică, când tu îmi spui că s-a generat 30 de click-uri pe site, din 30 de click-uri pe site au fost 10 completări de formular și asta te duci într-un CRM și cei 10 oameni trei sunt în așteptare, 2 au cumpărat, 10 au refuzat pentru că au fost irrelevant, eu pot să-mi dau seama ce fel de trafic s-a generat, dacă noi vorbim de canalul digital. Deci aici ține de un instrument care ar ajuta și ar fi fain să ajute comunicarea. Cristina Comanici, câți din clienții voștri utilizează aceste instrumente? Cristina, dacă mă refer la clienții Thomazan School, nu pot să spun niciun procentaj, pentru că o parte din ei sunt nemijlocit angajați în companii, bună parte din clasa 1, în care bugetul nu este mare. La SAP, cred că vreo 20% ar avea așa sisteme. Din cei care nu am integrat așa sisteme, eu bănuiesc că jumătate o continuat să le implementeze. De aceea, când noi vorbim despre un plan de marketing, el sună frumos, noi spunem ce pricol, atât așa e colorat, tabelușchi, atât frumos, dar de facto, dacă nu este un om care să dă-i cu nasul să verifici Google Analytics-ul și să introducă datele în Excel, dacă nu este dorință, pentru că majoritatea companiei nu are un director de marketing, sau director de marketing se ocupă cu flyer-le, asta este rolul lui, fără face acum naiezduri, da? Adică, dar de fapt, dacă să privim brandurile, din păcate, majoritatea se află la clasa 2. Nu mai încep să facă marketing. Și atunci, integrarea acestor instrumente deseori n-ajung bani. Cel mai des. Rare ori, dar se întâmplă că nu-i timp. Adică prea puțin timp avem la dispoziție ca să vedem eficiența canalului care se activează. Sau nu sunt oameni. Nu sunt oameni, nu avem cine să lucreze. De aceea, aici cam e așa. Dacă s-a oprit, da, clicați pe reconectează și o să se pornească. Mergem mai departe la etapa de conștientizare. Neapărat, vă spuneam, scopul este major. Deci, dacă mă întrebați, îmi trebuie mie un plan de marketing sau nu, o să vă întreb, dar care e scopul vostru? De ce voi credeți că aveți un plan de marketing? De ce voi credeți că aveți nevoie de un plan de marketing? O să calibrăm, ori calibrăm prin ce furculița asta de trei active, ori trebuie să le creăm. Adică oamenii, timpul și banii. Adică dacă voi spuneți, eu am nevoie de un plan de marketing, scopul meu este că am avut așa clienți la SAP, spre exemplu, Dumitru, noi vrem să ne promovăm în Statele Unite. Da, asta e scop de campanie, nu de companie. Sau vrem să ieșim pe piața României, că asta a fost așa. Scopul nostru este să ieșim pe piața României. Ok, dacă noi ieșim pe piața României, haideți să creăm un plan de intrare în piață. Și dacă noi intrăm în plan de intrare în piață, noi ce răspundem la întrebarea? Analiză pieței, cum noi acolo să vorbim, tone voice-ul, cât jobs to be done, cât ce fel de audiență, pentru că dependenți de audiență, noi să folosim împachetarea corespunzătoare. Dacă noi vorbim de canale de comunicare, ce canale? O să intrăm în canale locale sau mergem doar prin bus post? Adică câți bani vă ce sunt? 1000 de euro. Atunci prost să facem un video de 500 de euro și mai punem 500 de euro pe promovare și ia ca atât intrare în piață. Dacă avem 20.000 de euro, atunci putem să ne gândim, dar poate putem să conectăm și niște influenceri, dar poate facem landing-uri de produs sau poate facem landing-uri de free trial. Adică elementul de scop, bani, timp
stă la calibrarea nivelului în rădăcină. Dacă tu n-ai oameni, n-ai timp și n-ai bani, tu nu poți să ai scop. Dacă tu ai un scop mare, dar n-ai bani, ori micșorează scopul, ori mărește banii. Adică elementul este interdependent unul față de altul. Este un fel de organism viu, un fel de, ca să găsim balanța, mișcăm sus, jos, sus, jos. Și că când faci planul de marketing și treci prin toate aceste puncte, strategia voastră, vă dați seama că înșe vă întoarceți tocmai la etapa de vis și mai tăieți de acolo ceva, sau vă întoarceți în coaș și mai adăugați ceva. Sau o să faci rost de bani, sau o să tăieți din scop. Rezultatul etapei 3, rezultatul acestei etape de viteză în care voi trebuie să implementați repede, corect și cu calibrare, este că la noi de fapt deja tot lucrează. Noi avem departamente mici, noi avem tabele care ne arată anumite cifre, noi avem oameni care știu jobul lor, cineva face content marketing, cineva face production outsource, cineva setează campanii, cineva lucrează cu flyerele, cineva face cu distribuția, adică noi ne dăm seama și direcții, noi mergem și tot este cât de cât numărabil. Asta ar fi rezultatul. Eu înțeleg ce se întâmplă la mine. Am 6 tabele care îmi dau seama dacă eu merg înspre scopul meu. Pentru că, spre exemplu, uitați-vă, noi avem avut 400 de înregistrați la webinarul nostru. Suntem 125, acum am fost 140 maximal. În medie, 40% din oameni vin la webinar, din cei care s-au înregistrat. Respectiv, întrebarea este, dacă facem o analiză, care este soluția? Soluția este în schimbarea temei, soluția este în, cu toate că tema asta este mult mai... așa mai interesantă pentru audiență decât cum să setezi Instagram-ul, pentru că mulți deja sunt la altă etapă și vor să înțeleagă și cu marketingul. Noi înțelegem că noi trebuie să băgăm în tunelul de sus, la audiența rece și să facem caldă și din caldă să invităm la webinar. Adică noi prin rapoartele de un produs care face parte din planul general ne dăm seama ce acțiuni. Și atunci ai avut 200 de euro, 40 de cenți înregistrare la webinar. Mărește la 400 de euro. Nu, n-am bani. Nu, atunci n-a să ai 400-500 de oameni înregistrați. Adică, aici nu este că tipa, da, dar vreau. Vrei, este inima la deț. Dar dacă n-ai bani, n-ai oameni care să setezi publicitatea și tu setezi singur, ori n-ai bani să te duci să te înveți cum setezi publicitatea, ori n-ai timp să te duci să te înveți, ori să găsești oameni, ori să angajezi oameni. Adică, n-ai, nu o să ai. Asta ar fi o concluzie scurtă pe direcția asta. A patrulea moment, care este inevitabil, este riscul. Este un soi de moment bonus, dacă vreți, pentru că marketingul acolo 21, eu l-aș poziționa ca un experiment. Experimentul, pentru că doar făcând A/B testing-uri, doar făcând experimente, noi putem să mergem către un așa zis succes. Fără a risca, nu este rezultat. Adică, dar dacă tu te tei să riști, n-asta e rezultat. Adică, mulți trec cursuri la noi și aici, după asta, Dumitru, am făcut promovare, $1 și ia că așteptăm rezultat. Sau $5, sau $10, în general, chiar din viață, nu inventez. Nu cum poți să aibă rezultat $1? E ca cum poți? Nu că nu trebuie. E ok dacă ai făcut pe audiență micuță, adică ca acțiune e ok. Dar ca concluzii, tu n-ai dreptul să tragi concluzii dintr-un box. Tu nu poți să spui că tu faci promovare când tu cheltui $50 pe lună. Adică eu nu știu ce nișă puteți să mă contrazice și spuneți nu, că noi investim 50 și la noi e vopșe crasavela. Problema la voi e că v-ați pus KPI-uri mici. Ia puneți-vă KPI-uri mai mari, ați vă ajungă $50. Adică mă ia bugetul de promovare la 200 de euro în sus, ridică. În Moldova, dar cum să intri cu $1000 în Statele Unite? E că cum? E că asta înseamnă că tu te tini să dai bani, sau te tini să riști, sau te tini să mergi mai înainte decât tu înțelegi. Pentru asta ești oameni care se duc încolo. Și planul tău de marketing deseori poate fi mic ca structură, pentru că tu ești mic. Dar dacă tu ești mic, rezultatele tale mici vor fi. Există o tehnică tare interesantă la acest nivel. Înainte de ea, vă spun elementul important, că scopul planului este să răspundă la o simplă întrebare. Cum să trăiesc? E că oamenii caută soluții la cum să trăiască. Deci planul vostru de marketing este un soi de ghid de educare a oamenilor către produsul vostru. Pentru că șamponul care îl folosiți, filmul la care vă uitați,
apa care o beți, mașina în care mergeți, toate sunt din categoria cum să trăiesc. Eu mă uit, e că acolo ceva pentru barbă, iadă să văd, cineva au recomandat niște ulei. Eu doar n-am înțelegerea, conștientizarea și expertiza în toate industriile. De aceea, anume din motiv că noi nu avem timp, că nu suntem experți, noi avem încredere în alți oameni, în alte branduri. Și aici intervine o filosofie și o tehnică tare, tare interesantă. Se cheamă tehnica box. Tehnica cutiei, dacă măcar asta luați azi de aici, o să fie de ajuns, o să fie enough și o să fie mega util să înțelegeți un element în marketing important. De facto, noi cu voi avem tăți un cap și dacă să ne imaginăm că capul nostru este o cutiuță, atunci noi, în această cutiuță, avem de la 3, 5, 10 branduri pe fiecare categorie de consum. Dacă să-i numiți 10 restaurante de sushi, nu știu dacă îi numiți. Dacă să-i numiți 10 paste de dinți, eu nu știu dacă să-i numiți. Dacă să-i numiți 10... și 10? Întâmplări ciudate și o minune, te-au adus în casă 10. Respectiv, dacă vrem ceva să cumpărăm, dacă vrem ceva să activăm, noi deschidem cutiuța, spre exemplu, dacă mergem la pizza, eu deschid cutiuța pizza și brandurează. E la mine în cutiuță, la mine în cutiuța pizza, este așa. Andy's, Chianti, pizza de la Elovene este Corso, Box, și mai este, nu, tipa Oliva, poate și, nu știu, nu cred, vezi, deja inventez. Adică, de fapt, e ca să vrei 3-5 pizza. Vă imaginați câte piți nici nu sunt încoropșii ca mie. Ei nici n-au nicio șansă să cumpăr eu de la dânșă prin simplu element. Pentru că el nu este încoropșii ca mie. Și e ca, și n-ați face voi? Dacă eu nu știu de voi, dacă eu habar n-am cine sunt aceste 131 de branduri care stau acum în chat, banii care eu să cumpăr cadourile, eu să le dau la cei care au, e ca coropșii care cadouri. Hei, am mulți de la nou, coropșii care cadouri pentru femeie, coropșii care cadouri pentru copii, coropșii care cadouri pentru mine. Nu așa se arată. Coropșii care cadouri pentru mine. Adică e destul de clar, simplu. Și întrebarea mea către voi este simplă, dar complicată. Tu ești în coropșica mea? Tu ești la mine în cap. Toate promovările tale. Tu rezolvi problema jobs to be done-ului în capul meu. Tu răspunzi la întrebarea, brandul X rezolvă problema Y. Respectiv, dacă tu nu ești în coropșică, toate postările care tu le-ai făcut, toate stories-urile, au fost puține. Nu că au fost în zadar, au fost puține. Posibil canalele de comunicare au fost mono. Diversifică canalul de comunicare. Poate eu nu mă informez despre sisteme de încălzire Elena pe Facebook. Ca ipoteză. Poate eu mă informez din ziar sau poate mă informez la televizor. Adică elementul de rezultat a planului de marketing până la un final așa departat o să fie cu siguranță parte de vânzare. Dacă brandul nu e recognizabil, dacă el nu a generat lead-uri, în zadar am făcut marketing. Respectiv, dar aceste două sarcini inclusiv răspund la elementul ăsta, dar tu ești în cutiuța mea. Concluzie. Colegi, noi suntem de o oră și 20, noi am ușa să trecem concluziile foarte repede, vă rog, fiți foarte atenți. Pregătiți-vă întrebări. La final discutăm cu siguranță cu voi și întrebările voastre legate de marketing, de digital marketing, social media marketing sau poate viața personală, deși nu. Concluziile vreau să vă notați, să vă scrinați, pentru că sunt pașii care trebuie să fie parcurși pentru realizarea unui plan care să lucreze. Prima concluzie este că marketingul nostru este foarte mare și voi când visați trebuie să-l vedeți așa, că el este offline, el este online, el este foarte, foarte, foarte big și în contextul acestui big el are multe conexiuni. Comunicarea multi-channel presupune că sunt zeci de vectori care se interacționează între ele.
Fiecare vector de la advertising, la digital, la direct marketing, la events marketing, ele toate au filierele lor de cale, ca un harta metroului, care ne arată cât de mare poate fi. Dar cu siguranță acest mare nu este valabil pentru toți, probabil pentru nimeni. De aici nu este valabil, e ca așa harta. Dar să o înțelegeți din și masă, face parte o postare pe Instagram, trebuie să visați un pic mai mult. Trebuie să vă dați seama că marketingul răspunde la întrebarea cum să trăiesc. Și e ca, sunt zeci de contacte, zeci de touch points-uri care poate să mă prindă pe mine și să mă decide eu să cumpăr. Instrumente, aceste instrumente, modelul de marketing, Andrei, așteaptă să știe, modelul de, instrumentele care noi trebuie să le completăm pentru ca să avem un plan de marketing, le repet, sunt acestea. Tehnica, auditul, customer journey, ecosistemul, strategie de piață, auditul extern, jobs to be done, plan de acțiuni, echipa, misiune, viziune, canale, strategie de produs, strategie smart, pop and pot, brand book-ul, pâlnea, tone of voice, analiză, convertoare, analiză, trebuie să facem analiză, plan general de acțiuni, sistem de cerere integrat neapărat, analiză SWOT. Sunt instrumente care voi trebuie să le completați când mă întrebați de unde e planul de marketing, unde e planul de marketing, voi vreți tipa, n-avă un Excel, tot spui acolo, am 500 de euro, dă-mi și trebuie să fac. Cam așa se întâmplă. Și le-ați facă, Andrei, în locul tău, analiza de piață? Și le-ați gândească, dar ce fel de brand trebuie să construiești? Cine o să gândească, dar în ce direcție merge afacerea ta? Dar unde tu vrei să fii pe 3 ani de zile? Dar să lucrezi tu regional, local sau internațional? Adică, întrebarea asta este tipică pentru că gândiți greșit. Gândiți că marketingul ăsta este un buspost pe care noi îl punem și că noi facem marketing. Facem social media marketing, nu marketing. Deci aia, când noi vorbim despre marketing, Andrușa, ia câte marketingul. Sunt 20 ceva de tabele care dacă tu erai atent, eu am povestit ce trebuie să faci cu ele. Cum trebuie să lucrezi în așa fel încât clientul tău să înțeleagă ce fel de brand tu ești. Dacă eu n-am făcut încă lucrul ăsta față de voi, înseamnă că nu îndeajuns am lucrat. Pentru că dacă eu aș ști acea acțiune care să mă ducă către succes, eu de mult aș fi făcut-o. Respectiv, elementul de plan de marketing presupune că noi trebuie să răspundem la toate cele patru vectore, la toate cele patru module care să ne asigure prin răspunsul la ele, pe care nimeni altcineva decât voi nu poate să vă dea. Unde voi vreți să vă duceți? Așa resursul să trebuiască. Rapoartele. Tabelul pentru 12 luni. Că aici, Andrei, încă detalii pentru tine exclusiv. Țieșul lui Alexandru. Încerc să văd dacă sunt ceva întrebări. Da, e harta de parc într-o lebuză. Planul, ce voi trebuie să faceți mai departe? Care e next step-ul? Sunt patru module, viteză, viziune, calibrare, riscul. Fiecare din aceste module au acele peste 20 de instrumente de marketing care formează planul de marketing. Am încercat să schițez încă mai clar pe puncte ce trebuie să conțină un plan de marketing pe care urmează să-l faceți timp de 12, pentru 12 luni. Dar, repet, dacă voi v-ați gândit sau credeți că Beatrice KPI, în engleză e Key Performance Indication, indicator de performanță, adică ne punem un KPI, vrem să fie 30 de oameni la acest webinar. Asta e KPI-ul nostru. Au venit 130, am îndeplinit KPI-ul cu 300%. Dacă voi venind la webinar, v-ați gândit că cum facem un plan de marketing, va fi doar un Excel în care eu introduc ceva și ne îndă restul, voi nu că din startup faci parte, voi faci din micro-app la nivel de gândire. Nu poate un marketolog să creadă că downloadând un PDF din internet o să-i mărească vânzările în departamentul lui cu 370.000%. Prostă păsidiv webinarea din ceas. Nu că astând în webinar nu e eficiență,
Dar e ca aceste tabele care vă le-am scos din toată experiența mea, din tot ce înțeleg eu și am reușit să-i testăm la clienți, voi trebuie pur și simplu să luați acest tabel și să răspundeți cum vreți voi să știi. E că este jobs to be done, cheapest, biggest, fastest, easiest, expertest. Răspundeți, eu vreau să știu biggest. Dacă biggest înseamnă că tone voice-ul meu este oficial sau este friendly, înseamnă că production-ul meu și e scump. Nu, genul, să trebuiască video, nu cu telefonul, dar să vii cameramanul. A, dar pe fiecare video 100 de euro, dar la mine de tot 100 de euro. Înseamnă că nu biggest. Înseamnă că mai mi te las și. Apoi că planul pe 12 luni pe care voi trebuie să realizați, stați că aici Cristian a dat o întrebare, un sfat, cum o singură persoană ar putea să înregistreze toate aceste informații? Integrarea depinde de nivelul Cristian în care tu ești. Dacă ești în startup, tu n-ai nevoie de așa plan. Tu nu poți să asiguri existența unui plan fiind un om. Tu îl micșorezi. Deci tu iei Facebook campanii și încă SMS campanii și plus mai trimitem câte un e-mail și poate un flyer. Nu e că atât marketingul nostru. Adică calibrează, visează, calibrează. Dacă vrei scop mare, atunci tu vei fi deja în liga a doua, în care tu ai buget, ai 1-2 oameni. Adică nu poți să vii șeful la voi și spui, noi vrem să avem un departament de marketing. Dintr-un om cu un scop ihtdh, tu ești copywriter, videograf, montajor, răspunzi la telefon când ați suni, pentru că oricum ai timp, cât e acolo să faci 2-3 postări, campanii să faci, analitica să o setezi, respectiv pixelul l-ai instalat sau nu, JSON codul știi, nu știi, trimite-mi la cursuri să faci programare. Adică nu poți face asta un om. Gen, dacă asta poate face un om, dați-mi el mie. Am eu nevoie de dânsul. Respectiv, vorbim despre tabel plan pentru 2021 pe 12 luni. Elementele acestui plan sunt următoarele. Primul element. Trebuie să conțină o scurtă descriere. Sunt câteva puncte de astea standarde, dar important am dat un explicativ. De ce? Planul mare ar trebui să fie formulat într-un document Word cu multe, multe foi, jumătate dintre astea nu trebuie. Deci scurtă descriere trebuie să fie 2-3 frază despre ce vrei tu de la asta. Neca, eu nu vreau să citesc tot planul, eu vreau în 2-3 cuvinte să înțeleg, dar ce vrei tu? O venit la tine marketologul sau o venit la tine social media manager, ai dat să citească planul, el o știți scopurile voastre pentru anul 2021 în 2-3 fraze. După care urmează misiunea, viziunea. Componente inevitabile a misiunii, viziunii este misiunea companiei, valorile de bază, obiectivele companiei. Noi înțelegem că dacă noi, și asta e valabil pentru categoria 2 și a 3-a, noi înțelegem că sunt, noi avem un tone voice, noi nu punem poză cu Caleanu, pentru că misiunea companiei noastre este, suntem pentru modul sănătos de viață. Și noi vrem, prin tot ce facem noi, începând la angajați, finisând cu orice, să demonstrăm că noi suntem așa. Nu contabila noastră, peste o sâmbătă, la Muligambie apare în foci. Adică, ce fel de brand voi sunteți? Așa și resurse va trebui de activat. Analiza SWOT. Analiza SWOT, un bloc important în care voi trebuie să răspundeți la punctele voastre tari, slabe, oportunități și amenințări. Analiza competitorilor. Pop în podul în care voi spuneți punctele de asemănare, punctele de diferențiere dintre voi și competitori. Piața țintă, locală, regională, internațională, globală, e că aici e mega important. Voi când scriți, voi spuneți, noi avem o strategie de intrare în piață națională, înseamnă că lucrăm pe toată Moldova, bugetul 200 de euro. Să mă obiți, e regional, e Chișinău. La Ciocana nu mai vrem să lucrăm. Super, înseamnă că 100 de euro îți ajunge cu cap. Și în production-ul să rămână. Adică, când vrei global, noi în toată lumea suntem gata să vindem. Atunci trebuie să ai bani pentru toată lumea. Și oameni care să asigure, începând la client service, finanțând production-ul și suportul, acest plan. Nu pur și simplu să vrem, dar încă și să putem. Audiența țintă. Avatarul clientului, jobs to be done, cine sunt audiența noastră, care este targetul care ne vrem. KPI-ul și obiectivele. Obiectivul. De ce? Ce indică direcția noastră? În general, obiectivul este un fel de KPI-urile sunt pentru ca noi să înțelegem. Ok, noi vrem asta. Urmărim zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, anual asta, noi dăm seama, dar noi suntem în direcția corectă sau nu?
Dacă nu, țineți minte, viteza, schimbăm vectorul, schimbăm planul. Mie la MBA mi-a spus o chestie tare faină despre business plan. Mulți share business planuri, mai ales dacă vă duci la un credit, ori investor, ori faci un pitching undeva și puteți zice, ai business planurile astea că nimeni nu se uită la dânsele. De facto da și de facto nu. Însă mie mi-a spus o frază tare interesantă. Business planul este vectorul în care noi ne îndreptăm, nu modelul de pas cu pas. Adică business planul nu este tipa așa, așa, așa. Business planul este ia ca tu da. Și ia ca acolo vrem să ajungem. Adică planul de marketing este un pic mai tehnic, dar tot ca obiectiv și KPI-uri este ca obiectiv. Noi spunem, noi vrem e ca asta. Eu vreau 10.000 de absolvenți anual. Ok, 10.000 anual, asta înseamnă că 1.000 lunar? Asta înseamnă că 25 zilnic? Hai să urmărim zilnic, îndeplinim lor KPI-uri sau nu. Noi ca, acum făceam analiza cash flow-ului pe decembrie și noi vedem. Planul pentru decembrie e atâta. Ok, săptămânal e atâta. O trecut prima săptămână, planul de îndeplinire pentru prima săptămână este 32%. Pe săptămână 32%. Asta înseamnă că aceilalte 68% au plecat în a doua săptămână. Planul s-a mărit în a doua săptămână. Adică cifrele sunt pentru că eu mă simt mai bine. Eu nu trebuie să mă gândesc pe 29 și se întâmplă cu afacerea mea. Strategie de preț. Cum o să lucrați voi? Preț mic, preț mare, preț competitiv, preț de penetrare în piață, price dumping o să faceți. Cum vreți voi în anul viitor să lucrați? Pentru că dacă vreți preț mare și obiectivul mare și audiența țintă la voi sunt businessmeni și piața țintă asta e tătă Moldova, Ucraina, România, nu la voi de amul acolo sunteți cu bugetul de 20-30.000 de euro minim. Pentru că e complicat să lucrăm în zona asta. Colegi, eu văd că cineva mai scrie întrebări, eu revin acuși cu modulul de întrebări-răspunsuri și cu drag comunicăm. Mai am în câteva puncte. Canalele de comunicare, multi-touching sau strategie focus. E interesant cu canalul de comunicare. Ultima vreme sugerăm pentru categoria 1, startup și business-ul intuitiv să folosesc strategia de focus. Adică nu diversificați canalele când nu aveți bani și nu aveți oameni. Limitați focusul la un canal, la două canale. Nu fiți și în Facebook, și în Telegram, și Viber, și WhatsApp, și TikTok, și tot aceeași postare. Da? N-are sens. Luați pur și simplu o postare, faceți-i bus post pe Facebook dacă aveți bugetul 100 de euro pe lună și jivite șasleva together. Platforme de conversiile, testați. Nu există o platformă care vă sugera că el lucrează foarte bine și că e ca asta și vă și carna și ei. Testați platforme de conversii. Ce la voi convertește mai bine? Convertește mai bine formularul GDocs sau convertește landing-ul. Formularul gratuit, landing-ul e 1.000 de euro. Da, dar landing-ul poate convertește 30% sau 60%, dar GDocs-ul 5%. Adică, cum poți spune că e scump? În general, marketingul nu este scump sau ieftin. Marketing este acest ROMI sau ROI, Return of Marketing Investment sau Return of Investment, sau mai este ROAS-ul, Return of Ad Spend, în care tu spui, ok, am investit 400 de euro în buget, mi-a venit 300 de oameni în webinar și în 10 au cumpărat-o, am făcut 1000 de euro. Nu ia ca matematica webinarului. Scump a fost 400 de euro? Nu, de ce? Pentru că am făcut Return of Investment. Per fiecare canal trebuie așa conștientizare de cifre. Și eu recunosc că nu în toate canalele eu am acest răspuns. Dar pentru anul 2021, la mine ca toate aceste tabele sunt deja în faza de finisare, adaptate la realitatea cu care noi planificăm să lucrăm. Fără asta nu văd sens companiilor medii spre mari să meargă bugetul. La buget aș adăuga o chestie, că bugetul depinde de scopul vostru, de concurența voastră, de ciclul tranzacției, cât de repede cumpărți, spre exemplu, la imobiliare sau la companii chiar și ca, cu încălzirea, cu termoizolarea, ciclul tranzacției poate fi lung, jumătate de an, un an de zile. Sau la imobiliare este și 2 și 3 ani de zile. Adică asta nu-i pâine să cumperi. Eu n-am încă casă, cum eu pot să-mi pun încălzire? Dar când am casă în cutiuța mea la încălzire, cine stă? Romstal. Ca idei, da? Adică elementul vine că noi avem cicluri diferite și tu nu poți cu bugetul de azi steți care au văzut să-i califici ca pierduți. Asta este prima atingere. Tu ai pâlnea, tu ai AIDA, tu ai pâlnea de marketing în care tu îți dai seama că tu, ciclul tranzacției este jumătate de an. Înseamnă jumătate de an revenim cu o campanie de remarketing
prin Google, prin Facebook, prin e-mail marketing și amintim despre noi, încercăm să le vindem, dăm oferta, Black Friday, last chance, adică elementul de decizie va influența la creșterea bugetului și inclusiv va influența la creșterea bugetului dacă vreți awareness sau lead generare. Vreți vizibilitate? CPM, 1000 de afișări costă Moldova de la 1 la 10 dolari în rețele sociale. La radio e diferit, la televiziune e diferit, flyer-ul e diferit, banner-ul e diferit. Calculați, 1000 de oameni ca să vă vadă cât costă. Și bugetul. Vreți lead generare? Bugetul e mai mare. Pentru că acolo este tehnica că vânzarea iarăși este în etapă. Audiența caldă, audiența fierbinte, audiența rece, audiența care revine, upsell, cross-sell, este elementul de comunicare în industrie marketing care ne permite să ne dăm seama. Dar scopul care? Cât mai simplu scop, cât mai puțin gamer. Cât mai complicat scopul, vrem să cucerim lumea asta, cu atât mai multe resurse financiare, umane o să ne trebuiască. Și metrica și analitica. Eu recomand minim ecosistemul Excel, Google, Facebook, Yandex. Asta înseamnă că voi vă faceți Excel, vă faceți Google Analytics, vă faceți Google Tag Manager, Facebook Pixel și Yandex metrica. E ca minima este trebuie să le veți ca să vă dați seama și cu digitalul vostru. Dacă aveți bani, dacă aveți mai mult buget, atunci puteți să optați deja Power BI, Sквозная Analytica și restul tool-urilor care sunt bune, benefice pentru afacere, dar sunt la o altă etapă. Sunt la etapa 3-4 în sus, unde deja acolo conversia de 0-3 și 0-0-1 face borșul în casă. Deci elementul ăsta este foarte important. Păi uitați-vă! Aceste puncte legate de comunicarea noastră, unui plan care voi trebuie să-l scrieți folosind elementul de tabele pentru ca să răspundeți la întrebările date, pentru că planul de marketing nu este să completați două cifre, planul de marketing este să vă gândiți, dar cine este audiența voastră, dar cu cine voi lucrați, dar pentru cine voi lucrați, dar de ce voi lucrați, dar cât trebuie ca ideea voastră să fie realizată. Dar care este tone voice-ul vostru? Dar care este production-ul? Cât de complex el este? El este la telefon sau el este cu dronă sau el este cu companie specializată? Ce fel de oameni vă trebuie? Outsourcing, house, freelance? Cât buget? Pentru ce buget? Pentru care nivel de pâlnie? Cât buget trebuie să asigurăm tunelul a ecosistemului nostru? Toate aceste elemente fac parte din partea de comunicare unui plan. Vă rog foarte mult, cine azi din cei 116 care sunt gata sau în temă și au responsabilitate directă să creeze așa plan, vrea să lucreze și să facă un așa fel de plan? Are nevoie, puneți un plus ca să înțeleg că acele informații care eu le-am spus nu sunt doar interesante ca format de predare, dar și vedeți conștientizarea aplicabilității acestei informații. Cine este gata? Puneți un plus în comentarii ca să-mi dau seama dacă audiența de aici este relevantă celor spuse până acum sau pur și simplu noi lucrăm la informații. Adică mă refer la faptul că voi real aveți nevoie, dacă sunteți în categoria 2, voi real aveți nevoie de un plan de marketing? Voi real planificați să cheltuiți vreo 500, 1000, 2000 de euro pe lună pentru marketingul vostru? Voi real vreți să poate să luați oameni la lucru, poate să diversificați canalele de comunicare? Sunt oameni care rezonează. Eu sper mult că Andrei, Cristina are nevoie. Andrei, tu nu ești prieten cu Luba? Nu? O știi pe Luba? E o prietenă veche de-a mea. Dacă voi rezonați încă cu zona asta, eu vreau să anunțăm acum și o sesiune de întrebări-răspunsuri. Nu înainte să ofer oportunitatea pentru cei care lucrează ca marketer sau au afacere, am pentru voi câteva scenarii legate de partea de a beneficia de aceste planuri. El nu e simplu, dar este posibil de realizat. Minim, voi puteți să beneficiați de
ați făcut screen și dacă, nu știu, dați în Google după memorie, o să fie în reluare acest webinar, se poate de găsit aceste puncte și să vă creați acest plan, mai ales după concluzia și lista de lucruri care trebuie făcute. Dar dacă voi vreți să-l faceți mai repede, atunci sunt câteva oportunități. Este posibilitatea ca voi să faceți asta singur, să primiți acces la peste 20 de fișiere din lista dreaptă care vedeți neagră și planului de marketing și auditul cu peste 250 de întrebări. Există posibilitatea ca voi să faceți, iar noi să verificăm, ca să avem niște follow-up-uri în care voi primiți acces la aceste liste, după care urmează auditul și meeting strategic cu mine de analiză a ceea ce ați făcut, cu recomandări și pași la nivel de implementare. Există posibilitatea să faceți asta împreună, adică primim acces, plus, dacă aveți angajații, beneficiază de instruire a digital marketingului și a mentenanței săptămânale sau lunare în cadrul companiei voastre, sau există posibilitatea asta noi să facem și în baza unui check, unui briefing, noi realizăm planul vostru, după care vă prezentăm ședință și încă primiți după asta 10 ședințe de follow-up, post-production pentru implementarea acestui plan. Deci există 4 oportunități prin care voi ați putea să continuați mai departe. Noi avem și o ofertă specială pentru cei care sunt acum în webinar, însă la mine mai mult întrebarea este nu despre ofertă, dar mai mult vine întrebarea despre real, voi să vă dați seama ce valoare poate să aducă un plan de marketing. E că nu contează care să fie suma mai departe pentru unele din pachete pe care eu vreau să le prezint. Întrebați-vă un lucru. Câți bani voi n-ați făcut anul ăsta? Sau câți bani voi ați putea face având la mână un plan și chiar cu implementarea lui de 50%? Deci, din experiența companiilor care au integrat o parte din instrumente, X2-ul era garantat, adică eficiența departamentului de digital, eficiența departamentului a crescut considerabil. De ce? Dar pentru că până acum se face haotic. Nimeni nu știe câți oameni intră la noi pe site, nimeni nu știe care este tone voice-ul nostru, noi, nimeni nu știe care sunt canalele noastre, deși noi trebuie să creăm site-uri sau să filmăm videouri, nimeni nu știe că poate încercat la o copertă pe revistă, dai 2000 de euro, dar poate asta aduce rezultat, sau dai 2000 de euro, dar nu te-ai gândit, dar poate asta nu aduce rezultat, adică să mergi haotic, azi nu este rezon. Deloc, mai ales în 2021, când digitalul va cuprinde 70% minim a acțiunilor voastre în online. De ce? Pentru cei interesați și cei prezenți în ofertă, voi aveți acum un buton în care puteți completați formularul. Toate aceste fișiere, 20 de fișiere și scanarea departamentului cu peste 250 de întrebări, costă 99 de euro, azi pentru voi doar 49 de euro. Întrebarea sau informația care v-am spus până acum, cât poate asta să vă salveze? Dacă vă salvează 1000 de lei, se merită. Nu vă salvează, nici padnoș nu se merită. A doilea scenariu costă 99 de euro în loc de 200 de euro în care voi faceți, iar noi verificăm. Al treilea și al patrulea scenariu este personalizat. Adică voi intrați pe site, pe link-ul care îl vedeți în fața voastră și voi puteți să utilizați oferta și să completați planul pentru ca să discutăm, să vă facem un briefing, să vă facem un audit în care voi să vedeți ce urmează, care sunt livrabile și ce urmează să fie. Deci voi aveți acolo 4 pachete, încercați să vedeți ce se întâmplă. Puteți achita, dacă aveți unul din primele 2 pachete, puteți achita 10 euro minim, 5-10 euro și păstrați prețul și timp de 72 de ore să achitați diferența dacă vreți să beneficiați de ofertă. După acest webinar, mai ales în anul viitor, toate acestea o să coste mult mai scump. Dacă azi vouă vă pare scump, atunci eu iarăși repet elementul important. Nu este despre preț, asta este despre oportunitate. Dacă eu
pentru cei 2, 3, 5, 10 oameni care vor, au nevoie și înțeleg că dând 1000 de lei, el minim 1000 de lei precis să facă la anul, măcar înțelegând care la dânsul este avatarul clientului, care este jobs to be done, care este customer journey map, măcar formulele ca să nu schimbi, pentru că un Excel să-l faci costă 20-30 de euro. Toate aceste fișiere noi le expediem și dacă ele îți aduc 1000 de lei anul viitor, de-aia mai răscumpărat investiția, plus ai devenit o leacă mai informat în tema asta. Dacă vrei ca să lucrăm împreună, asta este 99 de euro și presupune că investiția din comunicarea noastră poate să se răscumpere chiar în timpul auditului. Celelalte două pachete sunt pentru companii care au 2-3 angajați sau unul, dar vor să, în 2021 să angajeze oameni și care au nevoie de instruire, de personalizare, să facem cot la cot sau să ne întâlnim săptămânal ca să analizăm rezultatele și să facem un fel de monitorizare a angajaților. Ne uităm prin cum au setat campaniile, cum s-a făcut mesajul, cum arată site-ul, instalată analitica sau nu, pentru că numai o parte din informații care acolo se face în timpul auditului costă câteva mii de euro în piață, aceleași analitică, aceleași campanii care voi le faceți mai bine deja și nu plătiți în altă zonă. Respectiv, la scump, în general, numai dacă pentru cineva e scump, partea de rate, dar eficiența e foarte mare. Când timp nu aveți, asta e argumentul pentru voi, înseamnă că încă nu e timpul, nu aveți nevoie de rezultatul care ține de aceste tabele. Dacă nu veți avea rezultat, noi ca întotdeauna avem garanție 100% money back, întoarcerea investițiilor. Peste 30.000 de participanți la evenimentele noastre, puteți să vizitați Facebook-ul nostru, YouTube-ul nostru și să vedeți argumentele și să vedeți că sunt oameni care au terminat cursurile noastre, au terminat produsele noastre, să vedeți dacă se merită sau nu se merită. Vă spuneam, 49 de euro în loc de 99, din ianuarie deja asta o să fie după webinar 99, asta o să fie 200, acum este 100 și aici la fel, mai mult ca atât în următoarele două, noi avem limitare la nivel de participanți pentru că ține de mijlocii de implicarea mea săptămânală, respectiv noi nu putem lua mai mult de 3-4 proiecte concomitent în jumătate de an, pentru că celelalte sunt cât 6 luni consultanță. Respectiv pentru 2021 suntem încă liberi, dar urmează să începem activitatea, respectiv depinde de scop care voi îl aveți. Nu contează ce investiții voi să investiți în buget de promovare, în experți, în site, în video, în logotip, în orice. Dacă asta este cu ROMI, Return of Marketing Investment sau ROI, Return of Investment, asta se merită. Sesiunea de întrebări-răspunsuri pentru cei care au întrebări legate de tema de azi, oferta de azi, tot ce ține de comunicarea noastră în online. Vă rog foarte mult, spuneți-ne ca și noi să încercăm să vă ajutăm, dacă sunt întrebări. Așa. Colegi, voi sunteți aici? Noi putem să vedem, prieteni, așa. Ce părere aveți despre MLM? Nu am avut experiența eu personal să lucrez în multi-level marketing, dar din prietenii mei am oameni care au avut treabă și este o formă de marketing, este cu limitări, am avut consultanță în sistemele MLM, e specifică marketingul în cadrul acestor sisteme, dar atâta timp cât spuneam că marketingul ne învață cum să trăim. Atâta timp cât acest tip de marketing, acest canal, mie și Top Shop îmi place. Drept că mă enervează câteodată, dar îmi place pentru că el este un canal de comunicare foarte eficient. Dar multilevel marketingul, desigur că este aparte ca structură. Eu experiență nu am avut. Din interior nu pot să vă spun experiența. Dar știu precis din consultările care am avut la câteva companii locale, auditorile care le-am făcut, încep să crească bugetele,
Și e specific promovarea acolo. Andrei, elementul de facem noi și vă-l predăm sau facem împreună ține de foarte mulți factori, dar așa ca o direcție din experiența anului trecut, el variază de la 3 la 10.000 de euro pentru un an de zile. Dacă mai puțin timp, mai puțin volum, poate fi și 3, dar nu mai jos de 3.000 de euro e ca noi să facem acest plan și să-l monitorizăm vreo 6 luni de zile. Adică de aceea noi de obicei mergem într-o discuție tete-a-tete în care facem briefing-ul, înțelegem și vrei tu, înțelegem dacă trebuie ți-a planul ăsta sau nu, dacă ai capacitate după asta să-l implementezi, pentru că care e sensul să dai 5.000 de euro pentru un plan de marketing care tu mâine n-a să-i dai că ai dat un bani. Adică de mai gine dai ăștia 5.000 de euro pe buspost și mai multă eficiență să fie. Și chiar nu e prețul aici, e vorba de strategia ta și planurile tale. Câteodată, ca să ajungi departe, ai nevoie de un tip de mașină. Și dacă tu acum ești pe lehcăvușcă, dar vrei pe Sarata Galbenă, pe dealuri să mergi, ni săvietuiu. Trebuie o altă mașină. Și benzină, că zăpravcă nu e în sat. Adică sunt condiții pentru atingerea scopului care noi îl vrem. Tax. Toate elementele planului de marketing se integrează într-un program gen Excel care îl utilizați voi, pe care l-ați recomanda. Nu, Madalina, aceste toate elemente, deci există 3 fișiere. Există elementul de plan care este un Word în baza celor întrebări care la final le-am pus și există acele instrumente legate de jobs to be done, legate de audit, legate de pop în pod. Ele sunt fișiere aparte. Deci spun că sunt peste 220 de fișiere, peste 200 de întrebări care se completează aparte și se răspunsul lor cumulat se introduce în planul general. Deci întâi se răspund la 20 de tabele, ca după care se fac un tabel pentru șeful. Iar lucrați voi practic cu acele 20 tabele. Pop and pod, points of parity, points of difference, punctele de asemănare, punctele de diferențiere, jobs to be done, cheapest, fastest, easiest, expertest, avatarul clasic, frici, așteptări, surse de informare, deci sunt fișiere în interiorul lor. Și deja rapoartele ele lucrează aparte ca fișiere la nivel de analitică și, spre exemplu, în versiunea 34 a pachetelor care le vedeți pe link acolo, noi creăm rapoarte individuale pentru tipul vostru de nișă. Aici sunt rapoarte tipizate la nivel de criteriile de bază a traficului, a canalilor, per canal, per trafic, adică elementul a doilea pachet poate să intervină cu întrebări, dar cum se fac dacă la mine e ca așa? Și noi deja putem să vă dăm sugestii în sensul ăsta. Pentru oamenii care planifică să cheltuie de la 500 de euro și le-au planificat prost pe buspost de la 500 de euro pe lună anul viitor, eu recomand minim primul pachet să-l luați pentru că voi trebuie să faceți o leacă curățenie. Dacă voi mai mult de jumătate din informații azi prima oară ați auzit sau ați văzut, ați mai auzit ce înseamnă avatar, dar noi n-am făcut niciodată asta. N-am văzut acest Excel niciodată sau acest fișier doc sau PDF. Voi trebuie să luați asta. Investiția asta de 1.000 de lei, ea vă va salva 10.000 de lei la anul. Adică voi prost nu faceți, limitați din bugetul de promovare care și-a cheltuie pe 18-65 tătă Moldova și integrați pentru viitorul vostru. Ce reprezintă avatarul clientului în general avatar? Avatarul clientului este un fel de o viziune a clientului potențial. Spre exemplu, noi știm că clientul nostru la Talmazan School este femei bărbați cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani, iar clientul strategic este vârsta 35-40. În mare parte femei, o bună parte sunt în concediu de maternitate, a doilea tip de avatar la noi sunt studenții care vor să aibă o afacere, a treilea tip sunt angajați în domeniul social media. Astea sunt clientul nostru strategic, care are niște parametri de comportament, niște parametri de vârstă, venituri, reacții și tot asta se pune într-un tabel ca să-ți dai seama la targetarea publicității ori la crearea mesajului, ce fel de mesaj să creezi mai corect pentru atingerea sau ca să ne mirește în inimă la acești clienți. Așa, Andrei, adresați-vă la companie, ce fa- așa, Andrei, tu ești maladeț. Mai
s-a mai adresat odată această întrebare, însă nu s-a răspuns. Ce sfat îți dau singură persoană să fac toate aceste acțiuni? Mădălina, eu am răspuns ca atare că asta este ireal, o persoană să facă toate aceste lucruri. O persoană poate să coordoneze și ideal, dacă vrem așa de mare să facem planul, atunci asta poate să coordoneze. Chiar și noi când implementăm în departament aceste instrumente, nu eu fac singur asta. Sunt oameni, echipă, minim 3 oameni care ajută la analiza pieței, la introducerea în tabele, la cineva face publicitate, cineva face... Adică nu poți face atât asta un singur om, numai dacă are mult timp și n-a să facă altceva nimic. Nu, imaginați-vă, voi doar aveți 8 ore, dacă voi încă pe lângă asta sunteți încă și director și owner, nu când stați voi să creați analiza asta. Voi puteți participați, voi puteți dați fundament, voi puteți să fiți parte, dar eu nu cred că o persoană este în stare să creeze toate aceste lucruri și să le implementeze singur. Să le creeze poate, dar timp îi trebuie. Da, are la dispoziție ca până la sfârșitul verii, lui ianuarie, taman în concediu, de cât este, a luat câte un tabel, pe rând și singur a lucrat, de asta și-a dat oportunitatea, tu faci singur. Implementarea acesteia, eu la asta mă refer, că este ireală să faci comunicarea multi-channel, să răspunzi de production, să fii și bun copywriter și bun designer și să postezi și să setezi campanii și să integrezi și sisteme de analitic, să urmărești zilnic toate aceste lucruri. Adică, nu... Dacă ar fi asta posibil, companiile mari credeți că n-ar da la un om nu 10.000, dar 20, decât la 5, cât 5? Adică nu este posibil asta. Undeva vei da în bar, cu siguranță. Nu văd link-ul. Link-ul este aici. Uitați-vă link-ul. Acum îl vedeți. L-am conectat, vreau planul de marketing, vă rog mult, clicați pe el și vedeți ce detalii sunt de completare, care pachet vreți sau credeți că aveți nevoie să îl luați, indiferent ce o să decideți voi. Spre exemplu, am pentru voi și un cadou pentru cei care s-au mai reținut, o să încerc să-l iau chiar acum să vă-l dau. Am spus despre elementul de Customer Journey Map. Este așa o chestie tare faină în care ai posibilitatea să faci touch points-urile, nivelul clientului este în nivelul reci, ferbinte, starea lui. Respectiv, vreau să vă dau gratuit acest touch points dacă vreți. Spuneți-mi dacă vreți avatarul clientului, să vă-l dau gratuit. Pentru ce să vă-l dau gratuit? Ce să faceți voi? Desigur, haideți să faceți stories-uri. Cine face stories? Și îmi scrie un mesaj în Instagram după ce faci stories-uri. Vreau avatarul ăsta, calea clientului. Vreau calea. Dacă scrieți, vă dau link-ul la descărcarea acestui Excel, care are deja introdusă, acolo este un produs de-al meu, care eu am făcut calea clientului, și voi puteți să citiți, să vă dați seama cam care este direcția și să îmbunătățiți. Poate aveți întrebări, dacă întrebările sunt la nivel de pot audio să vă răspund, atunci gratuit vă răspund cu drag. Dacă ceva tare complicat, puteți chiar să mă sunați. Adică noi suntem destul de deschiși în sensul ăsta. Cei care urmează să lucreze în 2021. Aveți posibilitatea să completați formularul acum, achitați mâine pe mâine și până mâine vorbiți cu șeful și spuneți că are nevoie de o leacă refresh în sensul de materiale pentru lucrul nostru, pentru că trebuie. Altfel nu este posibil. Adică 1000 de lei pentru un departament de marketing clasa 2, eu cred că asta e un fel de bonus înainte de anul nou. Iar cei care vor serios, complex, atunci deja completați pachetul 34. Va fi revăzut webinarul? Da, o să primiți un e-mail mâine sau nu știu când cu link-ul la acest webinar. Așa, dacă ar fi să mai aplice antreprenori, v-aș... Pe scenă cu maestră. Da.
Este, da, Alexandru zice că dacă ar mai fi să aplice antreprenorii această informație. Asta este și problema între socoteala de casă cu cei de la piață, este că indiferent ce planuri frumoase noi ne-am realizat pentru clienții noștri, indiferent ce sfaturi acum nu v-aș da, eu singur numeresc în capcana banilor, a timpului și a oamenilor, în care eu parcă nu ne ajunge. Nu ne ajung bani să mai iau, nu știu, un trial de o aplicație, sau nu mi-ajunge bani să iau un om care să răspundă de direcții, sau nu mi-ajunge timp, ia ca de-am un anul nou, sau minte nu ne ajunge, nu știu ce ne ajunge. Dar ca antreprenor eu perfect înțeleg problematica asta. Și la clienții noștri am văzut deseori cât de frumos, așa, că, nu știu, n-am cu mine o cărțulie, în carte, frumos, foaie cu foaie, per capitol, avatar, deschidem, completează, vse, tot pe polișoară, tot ies, pune acolo Dumitru tare frumos plan, dar la noi e mai strategic, nu e buget, și e buget și să facem precis, tare bravo sunteți. Respectiv, asta cred că în timp sau trebuie să spui, prost anima eu, dacă tot ce vorbesc eu mă spui, dar pentru și... Înseamnă că tot ok. Sper că aceste două ore le-am petrecut util împreună și ai aflat minim niște terminologii noi. Ați făcut cunoștință cu Andrei, el e și tare harnic. Andrei cu Luba, Luba în Instagram, Andrei în Telegram. Eu vreau să vă întreb dacă voi mai aveți întrebări legate de activitatea mea, de activitatea social media și întrebări legate de momentul digital marketingului. Asta este Instagramul meu, cam suntem spre sfârșit, l-am pus, nu că mi-au rămas bun, dar pentru că este Instagramul talmazan.md. Dacă ați îndrăznit să faceți vreun tag, o să fiu recunoscător, cei care o să fac tag și o scrie vreau customer journey map-ul, atunci eu o să vă-l dau, iar îl arată e ca în felul următor, calea clientului arată în felul următor, vă-l arăt, așa. Customer Journey Map-ul arată la noi așa. Este un fișier Excel care are etape, per fiecare etapă are statutul clientului, are mesajul central per această etapă care trebuie să menții, are touchpoints-urile, adică canalele de comunicare. În etapa rece comunicăm doar cu Facebook Ads, spre exemplu, dar în etapa caldă conectăm email marketingul, are conștientizarea, gata scumpere, are tehnica AIDA încorporată în cadrul acestui map. Dar, în general, scrieți în Google Customer Journey Map și voi să vedeți despre ce asta este. Scrieți în Instagram, după ce faceți un tag la acest frumos webinar, puteți să vă lăsați feedback-ul, dacă ați făcut notițe, neapărat faceți-mi o poză să vă văd. Așa, este... Cine este avatarul la clientul acestui webinar? Avatarul care a fost targetat, domeniul de digital comunicare. Clientul nostru potențial este doi, este angajatul companiei și este directorul companiei. Adică sunt doi avatari. Pe de o parte, angajatul este cel care are să dea rapoartele și să lucreze, iar pe de altă parte, proprietarul este cel care va da banul. Sau este categoria 1, adică startup-ul, care el e și e to. În care el va decide să dea 50 de euro ultimii pentru investiția în aceste tabele, pentru că el vrea să crească și într-o zi să crească. Respectiv, asta e așa mare elementul de comunicare. Dar el nu se deosebește de avatarul școlii. Adică noi, practic, produsul nostru este ca o continuitate a comunicării pe Talmazan School, unde noi facem instruire. Apropo, dacă nu vă trebuie marketing, atunci social media avem ultimele două traininguri de Facebook Start, primii pași, și Instagram, pe care puteți să faceți instruire. Dacă vreți, scrieți-mi Instagram și vă dau o ofertă exclusivă. El era 69 de euro, vă-l dau cu 49 de euro. Iaca, dacă îmi scrieți Instagram, vreau Facebook Start, el e săptămâna viitoare, sau vreau Instagram. Două zile online, câte 3 ore și o carte în care puteți să învățați și aveți înregistrarea. Scrieți-mi în Instagram, Dumitru, vreau Facebook cu ofertă și vă-l dau cu 49 de euro.
unul din cursuri, care vreți? Vreți două, să fie 100 de euro, vreți unul, 49. Dacă marketingul, atunci completați formularul la marketing. Dacă sunt întrebări, răspund. Dacă nu... ce e asta? Această ofertă e Tripwire, ce urmează mai departe? Asta este oferta finală, deci nu, mai departe nu e, asta e vâșca. Crearea departamentului de marketing vâșca. Dacă vrei să treci instruire, poftim, пожалуйста. Respectiv, elementul de pâlnie, dacă te referi în contextul de marketing, departamentul de marketing este un fel de finalul de pâlnie. El se promovează aparte, produsele de marketing aparte se promovează, ele n-au treabă. Dacă noi din start putem să vindem mediul, din start putem să vindem Instagram și putem da un webinar care să ducă către un PDF, din PDF în curs, aici ăsta este produsul, main productul, produsul 34. Primele două poți să le iei ca Tripwire, cu toate că nu cred. Nu, oamenii care cumpără prim produs nu merg mai departe. Respectiv, aceste fiind spuse, colegi, CCCX și Andrei, Demos 2. Andrei, dar tu n-ai două conturi, că am impresia că tu azi ai decis să mă susții cât spate de tare. De pe telefon, cu o mână, de pe cont pe alta. Fără supărare, domnul Andrei, dacă ești Andrei Aureliana și ești acolo, sper că ești Andrei și nu greșim, să nu fie supărare comentariile mele. Mersi mult la toți că ați participat. Eu sper mult că informația pe care ați luat-o este și va fi aplicabilă. Vă mai dau o dată link-ul pentru ca să puteți clica și accesa așa, vă mai dau încă o dată link-ul ca să puteți accesa informația. Vreau să vă zic următorul lucru. Pentru noi este o onoare să comunicăm cu voi. Eu sper mult că nu o luați agresiv glumele sau replicile. Marketingul și fără noi și fără voi, el oricum a să trăiască. Direcția de comunicare în anul 2021 va fi digital în 60-70%. Tot mai conștient este consumatorul. Cutiuța în care trebuie și brandul tău, dacă n-ai format-o, nu, atunci fă bus post. Dar din păcate, dacă la prima idee, dar cine la noi face instruiri în social media? Nu apare Talmazan Dumitru, înseamnă că eu lucrez rău. Dacă apare Talmazan Dumitru, înseamnă că strategia noastră de marketing este corectă. Elementul de bază unui plan este el să fie aplicabil. Din toată ce gama de instrumente, luați unul și faceți-l și deja este un plan aplicabil. Când ați fiți mai mare, să faceți mai mult. Dacă o să vă fim relevanți în consultații sau în ajutor, scrieți-ne, completați formularele, scrieți-ne în privat. Dacă ați tăguit și vreți acest avatar a clientului despre care tot am vorbit, atunci scrieți-ne vreau avatarul clientului și tăguiți-mă în Instagram talmazan.media. În rest, sper mult că anul viitor o să ne vedem și în offline. Sper mult că anul viitor o să ne vedem și mai pozitivi. Așa că v-am pupat, v-am cuprins, like-uri, share-uri, sănătate, pași, dragoste la nepoți și la Rudy și să fiți numai fericiți. Numai asta vă doresc. Punem timerul, punem oferta și pe o notă pozitivă ne luăm rămas bun de la cei mai buni spectatori. Azi ați fost foarte activ. Mersi foarte mult. Succes! Baftă! Pa!